Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar astăzi vom discuta despre proprietăți ale relației de divizibilitate în mulțimea numerelor naturale. Matematică, clasa a 6. Pentru început, ne propunem trecerea în revistă a principalelor proprietăți pentru relația de divizibilitate pe mulțimea numerelor naturale. Relația de divizibilitate pe mulțimea numerelor naturale este reflexivă. Oricare ar fi numărul natural A, A îl divide pe A. Este antisimetrică dacă A și B sunt numere naturale cu proprietățile că A îl divide pe B și B îl divide pe A, atunci rezultă egalitatea dintre numere. A egal cu B. A treia proprietate spune că relația de divizibilitate este tranzitivă. Dacă A, B și C sunt numere naturale aflate în relația A divide B și B divide C, atunci rezultă A divide C. Reținem. A divide A pentru orice număr natural A, ca fiind reflexivitatea. A divide B și B divide A, rezultă A egal cu B, proprietatea de antisimetrie. A divide B și B divide C, rezultă A divide C, așadar proprietatea de tranzitivitate. Ca observații, precizăm următoarele. Se consideră A și B numere naturale. Spunem că B este un divizor al lui A dacă există C un număr natural, astfel încât A egal cu B orice. În această situație, A este un multiplu al lui B. A doua observație ne spune că 0 îl divide pe 0 pentru că există întotdeauna un număr natural A, astfel încât 0 se scrie ca produsul dintre 0 și A. A treia proprietate, A îl divide pe 0 pentru că 0 egal cu A ori 0. Alte proprietăți referitoare la relația de divizibilitate. Prima dintre acestea ne spune că dacă A îl divide pe B, atunci A divide produsul dintre B și C pentru orice A, B și C numere naturale. 2. Dacă A îl divide pe B și A îl divide pe C, atunci A va divide diferența B minus C, respectiv A divide suma B plus C și produsul B ori C pentru orice numere naturale A, B și C cu proprietatea că B este mai mare sau egal decât C. 3. 1 îl divide pe A pentru orice A număr natural. 4. Dacă A îl divide pe 1, atunci A este egal cu 1. Câteva aplicații care să pună în evidență proprietățile relației de divizibilitate. Prima dintre ele ne spune că dacă 7 este divizor comun al numerelor X și Y, atunci să arătăm că 7 divide pe 2019X plus 2021Y. Rezolvare. Dacă 7 este divizor comun al lui X și Y, atunci 7 îl divide atât pe X, cât și 7 îl divide pe Y. Din proprietățile anterioare, mai precis prima proprietate, avem că 7 divide 2019X, respectiv 7 divide 2021Y. Atunci, 7 va divide suma dintre 2019X și 2021Y, care de fapt constă în cerința problemei noastre. Așadar, problema este rezolvată. A doua aplicație ne cere să determinăm numărul natural N dacă N plus 2 îl divide pe N plus 9. Soluții. Din proprietăți, numărul N plus 2 se divide pe el însuși pentru orice n număr natural. Din ipoteză, cunoaștem în schimb că n plus 2 îl divide pe n plus 9. Așadar, n plus 2 va divide diferența dintre n plus 9 și n plus 2.
aceasta fiind egală cu 7, deducem că n plus 2 îl divide pe 7. Cum divizorii numere naturale ai lui 7 sunt 1 și 7, deducem că avem una dintre egalitățile următoare, n plus 2 egal cu 1 sau n plus 2 egal cu 7. Ținând cont că n este un număr natural, din cele două relații, n plus 2 egal cu 1, respectiv n plus 2 egal cu 7, obținem n egal cu 5. Deci, soluția problemei noastre este n egal cu 5, acesta fiind singurul număr natural pentru care n plus 2 divide n plus 9. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!